Lipati a reușit să-și facă clasicele lui înregistrări printr-un miracol, cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. Le-a realizat în studiouri foarte bune și la o vârstă la care putea să le cânte perfect, cu toată boala cruntă care îl măcina. Lipati a rămas precum un briliant. Înregistrările lui sunt perfecte și oriunde, oricând, rămând la cel mai înalt nivel. Lipati are o mare deschidere ca interpret și prin repertoriu. A cântat splendid Scarlatti, Bach, Chopin, Schumann, Grieg, lucrări pe sufletul oricărui meloman, piese esențiale. Sigur, dacă ar fi trăit mai mult, cine știe unde ar fi ajuns repertoriul lui, ce ar fi cântat, ce ar fi făcut, nu putem ști. Dar în acești primi ani de carieră, el a redat cele mai frumoase pagini muzicale, nu a mers pe drumuri ocolite, nu a experimentat. Încă o idee despre Lipati pe care am înțeles-o după ce am citit volumele de corespondență. El nu a pierdut timpul niciodată, nu a pierdut niciun moment, parcă era conștient de mic copil de concentrarea timpului asupra sa. A avut șansa să aibă profesori mari în țară pe Mihail Jora și Florica Muzicescu, la Paris pe Nadia Boulanger și Alfred Cortot. Sigur, părinții săi au fost înstăriți și au avut posibilitatea să apeleze la figurile importante ale epocii, la București sau Paris. Desigur, acești mari artiști și-au dat seama imediat că au în față o personalitate ieșită din comun și au fost alături cu tot sufletul. Lipati însă, la rândul lui, i-a ascultat cu sfințenie în tot ce i-au transmis. Nu a ieșit din cuvântul lor. Scrisorile către ei arată acest respect al lui pentru toată știința pe care o primise. Dar totul pe un plan mare, în a nu pierde timpul, nu în a copia. Dacă nu i-ar fi ascultat, el ar fi irosit inutil clipe prețioase și ar fi ajuns la aceleași concluzii, dar după fel și fel de ocolișuri și sensuri greșite, poate. Ar fi ajuns la 50-60 de ani să spună: a, ce dreptate avea Mihail Jora! El a înțeles de când era copil, cu înțelepciunea sa precoce, că Jora avea dreptate, că Florica Muzicescu îi spunea exact ce trebuie și nu o percepea ca pe o zgripțuroaică dură, din contră. Deci, el n-a pornit de pe un teren viran, nici în interpretare, nici în componistică. A luat ce era mai bun de la personalitățile acestea formidabile ale epocii și a reușit, până la vârsta sa atât de tânără, să sintetizeze linii de forță creatoare pe care le-ar fi dezvoltat, cine știe cum, dacă ar fi trăit. Sunt rari oamenii care înțeleg că nu trebuie să piardă timpul cu lucruri derizorii și care reușesc să se concentreze cu toate renunțările de rigoare asupra menirii lor.